Scratch, desene, partea a treia. Următorul script a generat o stea verde cu 9 colțuri, așezată în centrul scenei Scratch. Indicați blocul care va orienta steaua verde în ecranul 3 al scenei. Varianta A va rezolva cerința. Sarcină de lucru, cerința 2. Indicați blocul care va orienta steaua verde în ecranul 2 al scenei Scratch. Varianta B va rezolva cerința 2. Sarcină de lucru 2. Modificați valorile din blocurile Mergi și Rotește-te pentru a obține noi desene. Rezolvare 1 pentru sarcina de lucru 2. Pentru valorile 15 și 20 din blocurile Mergi și Rotește-te, am obținut desenul. Rezolvare 2 pentru sarcina de lucru 2. Pentru valorile 45 și 100 din blocurile Mergi și Rotește-te, am obținut desenul. Rezolvarea 3 pentru sarcina de lucru 2, pentru valorile 85 și 100 din blocurile Mergi și Rotește-te, am obținut desenul. Sarcina de lucru 3. Scrieți programul care generează desenul din figura alăturată, folosind decorul XY grid și personajul săgeată. Cele 36 de linii au o extremitate comună în punctul de coordonate X egal cu 0 și Y egal cu 0. Rezolvarea sarcinii de lucru 3. Când primesc mesajul 1, mergi 100 de pași, mergi minus 100 de pași, rotește-te 10 grade. Tema pentru acasă. Scrieți programul care generează mișcarea temporizată a liniei secundarului pe cadranul unui ceas în decorul XY grid. Cele 60 de linii au o extremitate comună în punctul de coordonate X egal cu 0, Y egal cu 0. Personajele sunt R1 și o imagine a cadranului externă aplicației Scratch, descărcată din galeria Creative Commons sub forma unui fișier cu extensia PDF. Acesta este codul personajului R1, imaginea ceasului, indicații de rezolvare. Când primesc mesajul 1, mergi 150 de pași, mergi minus 150 de pași și rotește-te cu 6 grade. Vă mulțumesc!